Neața. A fost o noapte foarte faină. Lună cu stele și cortul ăsta chiar e fain că are panourile foarte mari și cu plasă. Și s-au văzut prin plasă, efectiv, stelele. Am văzut câteva stele căzătoare. Acum vă uit cum stau țânțarii și mă așteaptă să ies. Zboară pe aici, pe deasupra mea, de numai mă urăsc că stau după plasă. Da. Să ies să încep să strâng până fac cafeiul, până mă mișc. Ia ceva. Am punga de gunoi și abidașii. N-am lăsat nimic afară. Nu se bage ceva pe la ei. Pregătim cafeiul aici.
mai bine să punem aici. Până se face cafeaua, am zis că să strâng cortul, să nu mai las. Mai salvez timp. Așa că dau bătaie. Okay. S-a făcut și asta. Gândit. Stau să-mi beau acum cafeaua dacă s-a terminat, dacă s-a făcut. Ar trebui să mă întorc cu scaunul invers să văd munții. Acum nu mai am foc. Fulgi de ovăz pe care am făcut aseară. S-au muiat, am pus o banană. Extraordinar. Mănânc, strâng ce mai am de strâns, că mai am de strâns cortul, după care mă echipez și plec la parcare, las mașina și mă sui pe bicicletă și dau la deal. Asta a fost aici la locul ăsta de campare. Mă pregătesc acum să pun ultimele lucruri în mașină, să pun bicicleta, mă duc la parcare dincolo, după care mă pun pe pedalat. Da. A fost frumos, dar mai avem de mers. Gata, de aici ne vedem la parcare. Facem ultimele pregătiri.
gata. Plecarea. Ajuns și la locul de parcare unde o să las mașina. De aici o să merg pe drumul asfaltat undeva la 30 de kilometri până în pasul sau muntele Jebel Jais. Undeva pe acolo, în spate. Dacă acum o să vă pregătesc bicicleta și o să o iau la drum. Hai să vedem ce o să fie. Gata de plecare. Am un drum de vreo 30 de kilometri, cum am mai zis. O parte e drept, după care o să fie niște urcări foarte abrupte și lungi, cu serpentine lungi, până sus în pas. În pas este și una dintre cele mai lungi, poate chiar cea mai lungă zip line sau tiroleană din lume, aproximativ 3 km și prins undeva la 150 de km la oră. Dacă pot să mă dau, o să mă dau, dacă nu, altă dată. Dar acum, hai să mergem. E deja foarte cald la orele dimineții, undeva la ora 9:30 dimineața, dar e foarte cald deja. Așa că vreau să mă duc cât mai repede, să nu mai stau. Hai, hai să mergem. Să nu mai stăm. Ce minune în dimineața asta. Nu e trafic, doar eu, niște capre. Și din când în când câte o mașină. Dar peisajul e extraordinar. Să am ceva de pedalat, dar nu e nicio problemă, ne descurcăm. Merge, e frumos. Un pic cam cald, totuși e decembrie și încă e cald. Na, habar n-am. Asta e. Hai, mai pedalăm. Am noroc că drumul e prevăzut cu un umăr foarte lat și n-ai nicio treabă cu traficul, dar e extraordinar peisajul, fantastic! Fantastic! Puh! Deu, deu! Bă, ce tare se aude! Ce peisaj fantastic! Incredibil. Așa, de aici urmează urcarea, se văd serpentinele și trebuie să ajung undeva în vârful din dreapta, mai exact aici undeva trebuie să ajung eu. Așa că mai am ceva, abia de aici începe distracția. Am început deja urcarea. Am intrat în prima serpentină. Mai am vreo 10, cred că. Da, așa e bine, Andreu. E cald. Plăcut că e peisajul foarte fain. Foarte. Spuneam de cea mai lungă tiroleană din lume. Pleacă exact din vârful de aici, din dreapta. Așa. Și se vede linia, nu știu dacă voi o vedeți. E punctată cu niște chestii albe. Și se termină exact
în vârful de aici, unde este amplasată și platforma asta aici. Deci sunt 3 km de funie. Mult, nu? Trebuie puțin să ales coleagă, că m-a luat puțin. E urcare destul de lungă. Mai am câteva serpentine foarte bune. Până sus acolo mai e ceva. Am destul de tras. Dar e vreme, nu mă grăbește nimic. Să vă arăt și punctul de sosire de la Tiroliană, e acolo suspendat și cablu care merge până în vârf aici. Foarte lung. Mai am foarte puțin până la primul punct de observație, unde o să fac și o pauză. Iar în față e vârful Jebel Jais, cel mai înalt vârf din Emiratele Arabe. Cred că undeva la 1600 ceva de genul. Nu știu dacă o să ajung pe el. Ar trebui să continue drumul care bate pe acolo. Ne vedem. Iau o pauză, după care continui, că mai am până la celălalt punct de observație. Acolo, dacă îi deschizi un magazin, mă pun, iau ceva de haleală, o cafea, după care îi dau la vale. Dacă am timp, poate urc și până în vârf. Vedem. Ce vedere faină spre serpentinele pe care tocmai le-am urcat. Fantastic de frumos. Ce faci tu? Du-te din drum. Aha, tu. M-am oprit aici la punctul ăsta de trecere, pentru că imediat în apropiere granița cu Omanul și a trebuit să intr, da, cam voie să merg mai departe sau nu. Din păcate, zipline-ul nu funcționează astăzi, deci nu o să mă dau pe Tiroliană. Dar asta e, o să am o lungă coborâre oricum. Mă așteaptă aventură. Încă puțin și am ajuns la ultimul punct de observație, care îl văd chiar acum. Două serpentine, trei. Acolo e și punctul de observație, unde o să mă opresc. De acolo îi dau la vale. Ultimul punct de observație de pe traseu spre Jebel Jais. Aici o să mă bag și eu la o cafea ceva sau chiar să și mănânc. Să vedem. Perfect. Perfect a venit berea asta. Chiar mă gândeam oare dacă au bere aici sus, da? Se pare că am avut noroc. Poate ar trebui să-mi iau două loc să aplic în cobor. Mi-a venit și hamburgerul vegetarian. S-a părut extraordinar hamburgerul ăsta vegetarian și berea, nu mai zic. Mai asta cred că și din cauza urcării, că consuma foarte multe calorii. Dar a picat foarte bine. Chiar nu mă așteptam să iau două aici. Nu știu că nu știu ce să fac, să mai iau una, dar nu mai iau, că după aia am coborârea și nu știu niciodată ce mă ia pe la creieraș și nu vreau să ajung prin parapeți. Mă gândesc să mai continui puțin, să mă duc până la zipline sus acolo, că încă nu mai merge. Așa că după ce iau nota de plată, mai continui puțin încolo. Nu mai așa de mult, 3 km. 1844 de metri, asta e cel mai înalt punct la ei din țară, dar de fapt vârful e undeva mai încolo, dar nu ai acces la el, e ceva zonă militară. Și atunci eu pus aici altitudinea maximă la care se poate ajunge public. Armata ajunge. A fost o urcare faină. Să mai urc puțin până la
în apropiere de vârf, după care îmi dau la drumul la vale. Hai, da, chiar mi-a prins bine berea aia. Și hamburgerul ăla mi-era destul de fomic, am mai ronțăit eu așa ceva biscuiței. Porcării de astea nu e taică. Bagă-mă acolo, bagă grăsimi. Bagă că trebuie la efort. Și bere, de ce nu? Mai am aici o urcare mică și gata, pe care dau la vale. Caut un loc chiar de campare și băgăm un foc, un vin, petrecere mare. Singur, da? Lasă, e bine și așa. Da, hai să vă arăt cât mai am. Da, mai e secțiunea asta de drum până sus acolo la vârf, pe care dăm la vale. Să ajung repede jos acum. O să trag puțin aici pe stânga să vedem ce se vede, că trebuie să se vadă ceva munți fain pe aici. Well, ia și vărghier, băi. Ia uite, bun, deci au făcut ea satul, băiatule, bă. Ia uite și tu. Acum se trăiește aici în stâncările astea. Extraordinar. Fantastică vederea. Bă, dar cum să-ți faci tu, mă, satul ăia? Aud, au capre, au găini, că s-aud de un cocoș pe acolo, cântă de numai. Îmi place aici la munte, la cocoș, între stâncile astea. Mâncă numai scorpion, cred că. Fantastic. Chiar foarte fain. Da. Din păcate, cred că urcarea mea se termină aici, la punctul ăsta. Că citisem că de aici nu mai e voie, că e zonă militară, plus că vine granița cu Omanul imediat. Așa că văd că e închis pe aici. Sau poate nu. Mai văd eu acolo. Acum văd că am voie cu bicicleta. Doar cu mașina nu ai voie, așa că hai să mai urc un pic. Să vedem până unde merge drumul ăsta. Asta ultima urcare. Taica a scos fundul din mine. A fost ea scurtă, dar foarte abruptă. Fără serpentină nimic, drept, de înainte. M-a scos belea din mine și hamburgerul tot. Nimic nu mai e acolo. Încă puțin. Încă puțin și ajung la vârf. Cam atât a fost urcarea pe ziua de azi. De aici încolo nu mai pot continua. E o bază militară, am stat de vorbă cu ei și nu am voie. Așa că tot ce am de făcut e să curbă și la vale, că am mult. Am mult până la mașină. Deja îi două, trei aproape ceasul, trebuie să și prind un pic de lumină să pun cortul. Așa că, hai, pregăteala și la vale. A fost fain. Și altă dată. Am trișat o leacă aici și m-am băgat pe o cărărușă să fac o filmare cu munții. De aici o să-i dau la vale. Ce coborâre, nu mai îmi țin mâinile pe ghidon. Zdravănă, coboară bine drumul ăsta. Frumos, merită urcarea. Mai am ceva serpentine. Până jos în vale, mai am ceva. Sunt câteva zdravene. Încă puțin și ajung la mașină. Ei, ce frumos ești. Foarte fain. Bravo, mă! Asta-i! 70 și ceva de kilometri, 70 și vreo 2. Terminat tura. Hai să mă dezechipez. Asta a fost tura de azi. Mi-am luat lemne, m-am schimbat rapid, mă rog, mi-am băgat bicicleta în mașină și acum trebuie să conduc, că vreau mâine să merg pe un drum forestier ceva. Mă rog, mă duc, fac o noapte pe undeva și văd eu după aia mâine cum arată drumul ăla de acolo, pe unde vreau să mă duc. Așa că trebuie să trag tare, că nu mai e mult până la apus și să am un pic de lumină până mă stabilesc. Hai, am tras tare. Ne vedem acolo la locul de campare. Ciao. Peisaj frumos pe In 500 meters, turn left. Mai am mult până la locul de campare.
ajungi la locul în care o să campezi noaptea asta, nu e cel mai perfect loc, în sensul că e cam piatră, dar asta este. Trebuie să dorm. Primul rând trebuie să-mi cau crema de țânțar, că e groasă treaba aici. Mușcă ăștia în drăcie din mine. Chiar n-am idee unde ar putea fi. Crema mea de țânțărime. Mă apuc să trec pe treabă. Reușit să pun cât de cât cortul, dar vântul m-a cam chinuit un pic. Nu m-a lăsat să-l pun, mai ales că ăsta n-ai ață la el, n-ai nimic. E război, nu-i cort de merge. Acum asta e. Să pregătesc eu culcușul, că asta e important. Să am unde să dorm. Că de restul mă descurc eu. Dar e faină și zona asta. Chiar fain. O să-mi arunc totul aici. După aia mă bag, mă șterg, mă pregătesc de somn. Da, în mare parte am terminat. Trebuie doar să sar în cort, să mă șterg un pic și eu. Așa că pot cu șervețelele astea umede. Să mă schimb o leacă. Și după aia să aprind focul și să stau. Să mănânc un pic, să beau un pahar de vin și gata. Nu mai fac nimic. Mic. Mâine traseu-i foarte scurt. Deci am văzut de așa lung, doar că-i forestier. O să fiu mâine plin de nisip. Plin. Hai să sar în cort. Mai lăsați-mă în pace, muștelor, că mă băziți continuu. Mergi și culcați-vă. Da. Când oricum mă prindeți voi, oricum nu mă prindeți aici. Așa. Ia să pregătim aici. Spațiu de dormit. Crema de țânțari, că fac ăștia ravage din mine. Nu știu de ce le place așa să mă muște toma pe mine. Care-i faza? Nu mușcați și pe alții. Încolo se va întâmpla și momentul ăsta. Pietrile astea, ui! Astăzi, în spălăciune, ce e aici? O baterie, scoatem. Așa, va fi nevoie. Și ăștia. Trebuie să închid. Că suntem pe YouTube, nu pe PornTube. Gata, m-am șters, chiar mă simt alt om. M-am șters o leacă. Așa. Vântul s-a mai potolit un pic, că tare urât o bătut. Și nu, cortul ăsta nu stă. Am multe de stânga în dreapta. Acum să ies afară și să-mi pregătesc ceva de haleală. Nu știu cât o să mai pot filma, că eu sunt pe telefon și nu e lumină bună. Dar cât mai pot, mai pot. Aoleu, câtă piatră am aici. Punem asta în cap să nu ne mai
muște dihanile astea ordinare de chințari, pe care și mă fac. Iau pantalonii de război. Așa. Să nu muște chințari din pantaloni, iar cum am făcut-o ieri. Gata. Nu știu dacă mi-am dus eu pe mine cu mine. O iau numai ca să nu mă ciupe țințare, că tot. E nimic altceva. Bun, hai să mergem. Mă pun să fac o supă și dejunul pe dimineață. Vreau să lăsam noaptea pe aici. Imediat e gata. Ce stea mare pe cer. Fantastic. Și să fac supica asta. Îmi aștept să mănâncă. M-a prins seara foamea. Dar ce cerui. În seara asta sunt ceva ploaie de stele căzătoare. Nu mai știu sigur cum le spune, dar o să aflu și vă zic. Probabil că și voi vă uitați la ele acum. Acum. În sensul că în ziua asta, când o să vedeți voi video, să fie vreo săptămână, două, cine știe. Da, fantastică e. Vai, am mâncat fantastic de bine. Supa asta foarte condimentată, plină de sare și de piper și de alte cele. Porcării, evident. Dar îmi trebuia că am pierdut mult astăzi pe urcarea asta. E o urcare lungă, dar e frumoasă, e asfalt foarte bun, nu a fost trafic, nu nimic, că nu a fost weekend. Și la coborâre nu mai zic, am venit ca nebunul. Acum sunt în zona numită Wadi Nacab. Wadi înseamnă chei, înseamnă trecere printre stânci, cum sunt la noi, cheile turzii, cheile buții, mai știu ce. Era să uit, prietenul cel mai bun al omului. Na, foarte bine. Păi, așa mă, asta îmi place. Când vin, fac un foc, îmi fac tura în timpul zilei, îmi fac un foc, după care trag un vin și îmi văd ale mele. Na, poate voi beți ceai, dar mai beau și eu ceai din când în când, dar când ies așa îmi place să am și un vin. Da. Perfect. Noroc. Voi, băiatule. Geminidele. Noaptea asta-i fenomenul. Vă ziceam că o să caut să văd ce... Cum se numește fenomenul care o să fie în seara asta. Căderea stelelor. Sunt țarii ăștia, mă supără, de-aia mi-am și pus prosopul ăsta peste colanț, că ciupesc, am eu crema aia, dar n-are niciun efect la ăștia. Sunt nebuni. Bine, noapte bună să aveți, ne vedem mâine. Mâine dimineață, la fel, cafea. Echiparea și plecat în traseu. Mâine o să fie drum forestier, nu o să fie asfalt. Scurt ăsta. Până aici pe o creastă și întors. Și după aia vedem unde o să campăm mâine noapte. Noapte bună!